Aceasta este una dintre cele peste 1000 de fântâni afectate. Apa nu este bună de băut, iar autoritățile locale au fost notificate să avertizeze populația. Au fost verificate un număr de 8442 de fântâni. Din acestea au fost afectate de precipitațiile abundente 1118 fântâni. Precizăm că în localitățile verificate nu au fost afectate sistemele centralizate privind distribuția apei. La Drăguțești, autoritățile locale au fost solicitate să curețe peste 40 de fântâni. Este tulbure, foarte tulbure. A intrat de la inundație, a intrat apă în fântâni. Le scoatem apa din fântână, cetățenii merg cu apa la probe să vedem dacă apa poate fi băută. Să știți că noi avem și rețea de apă și fiecare om are apă băgată în curte, dar o parte dintre oameni chiar folosesc apa din fântână. Localnicii fac față cu greu situației și sunt nevoiți să cumpere apă pentru consum sau să care din altă parte. Să scot apa, o să o curăț, o să duc apă la analize să vedem dacă e bună, beubilă pentru copii, că avem copii mici și alea, nu o să bem așa. După aceea, dacă este ok. Până acum ce ați făcut? De unde ați consumat apă? Cumpărăm bidoane de la magazin. Direcția de Sănătate Publică a început deja să distribuie pastile primăriilor, însă procedura este de durată, pentru că mai întâi acestea trebuie să fie curățate, apa tratată, iar mai apoi analizată în laborator. Pentru a preveni îmbolnăvirile în rândul populației, pentru a preveni declanșarea de epidemii hidrice în zonele afectate de inundații, Direcția de Sănătate Publică Gorj a dispus măsuri pentru dezinfecția fântânilor, igienizarea solului, îndepărtarea deșeurilor, precum și igienizarea grupurilor sanitare. Localitățile cele mai afectate sunt Turburea și Crușeț. Acolo localnicii merg la zeci de kilometri distanță să-și procure apă pentru ei și animale.